Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Astăzi continuăm șirul de dezbateri electorale, precum v-am înștiințat. De fapt, avem a doua rundă. De fapt, această dezbatere se va desfășura în patru etape. Spuneam data trecută că prima etapă va conține, de fapt, două minute în care va fi prezentată platforma candidatului electoral. Runda a doua conține întrebări din partea moderatorului și îi se acordă fiecăruia câte șase minute. La etapa a treia veți avea posibilitatea să adresați întrebări colegilor aflați în platou. De asemenea, este preconizat ca volum de timp 6 minute, iar la runda a patra mesajul și încheierea într-un singur minut. Stimați telespectatori, astăzi, conform înregistrării la CEC, prezenți în studio sunt Igor Grosu, Partidul Acțiune și Solidaritate. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Vasile Bolea, Partidul Socialiștilor. Bună seara! Bună seara! Și Ana Guțu, Partidul Dreapta. Bună seara și bine ați venit în cadrul postului nostru de televiziune. Bună seara! Pentru început, domnule Grosu, aveți la dispoziție aceste două minute despre care spuneam ceva mai devreme, în care aveți posibilitatea să faceți publică platforma pe care o împărtășește partidul dumneavoastră. Bună seara, stimați colegi! Bună seara, stimați telespectatori! Vă mulțumesc pentru invitație. Candidatul Maia Sandu la funcția de președinte a Republicii Moldova și-a ales trei ținte, trei lucruri foarte importante care afectează întreaga societate. Sloganul este: am ales să înving sărăcia, corupția, oligarhii. Cu toții cunoaștem starea de pauperizare în care a ajuns societatea noastră. Am ajuns să avem o mână de oameni care beneficiază de toate lucrurile bune, plăcute din această țară și o mare majoritate a cetățenilor care abia ajung de la un salariu la alt salariu. Deci primul lucru este să combatem sărăcia și nu doar prin vorbe, dar prin crearea locurilor de muncă, crearea unui mediu pentru businessmanii noștri, pentru investitorii din străinătate, astfel ca să poată deschide locuri de muncă, să poată beneficia de pe urma acestei activități și să beneficiem noi ca țară întreagă. Al doilea deziderat este combaterea corupției și el vine în complementar la ceea ce am spus mai devreme. Corupția este flagelul care ne mănâncă pe toți. Nu clivajele, nu diferențele de limbă, de orientare geopolitică, anume corupția care a pătruns de sus până jos în toate instituțiile statului. Sau președinția, cred că a rămas ultima redută cu care noi trebuie să începem a scoate corupția din toate instituțiile. Și aici, cred că primul lucru care trebuie să-l facă viitorul președinte și se angajează candidatul nostru este să aducă un procuror general și integru și judecători pe potrivă ca să poată combate acest flagel. Și numai puțin important este combaterea oligarhilor, deci cei care sunt la putere și cei care așteaptă să vină la putere, pentru că ăștia împreună cu corupția generează acea nevoie și noi vă mulțumim, domnule Grosu, pentru prezentarea platformei. Domnule Bolea, vă rog ca să ne prezentați în două minute platforma Partidului Socialiștilor. Bună seara, stimați telespectatori, mă numesc Vasile Bolea, sunt persoana de încredere a candidatului la funcția de președinte, de fapt, care vine cu cel mai mare scor și evident suntem convinși că va câștiga acest prezidențial, Igor Dodon. Ceea ce s-a propus sau s-a angajat domn Dodon să o facă sunt trei piloni de bază, în primul rând legat de statalitatea, integritatea și neutralitatea țării noastre. De ce noi am ales asta? Deoarece ultimul timp, inclusiv și unii politicieni de psihotare, dar și mai mulți politicieni de la noi din țară, pledează pentru proiectul Unirii, un proiect care de fapt vine să distrugă țara și să ne pierdem independența. Dacă vorbim despre independență reală, noi vorbim despre o țară care trebuie să fie independentă din punct de vedere economic. Ori, în acest sens, noi ne propunem să îmbunătățim relațiile cu Federația Rusă, să deschidem piața
externă estică și să rezolvăm problemele acelor migranți care sunt peste 700 de mii, care locuiesc, trăiesc, lucrează, muncesc în Federația Rusă și în țările CSI. Și a treilea pilon de bază este combaterea corupției, deschiderea sau, mai bine zis, investigarea acelor fraude de milioane și miliarde care au avut loc ultimul timp la noi în țară. Și, evident, ortodoxia și valorile noastre naționale să le întărim, deoarece noi suntem moldoveni și trebuie să avem identitatea noastră moldovenească. Domnul Bolea, noi vă mulțumim. Doamna Guță, vă rog, platforma dumneavoastră. Sunt Ana Guță, sunt liderul Partidului Uniunii Dreapta și am fost desemnat de către colegii mei în calitate de candidat la alegerile prezidențiale. Voi prezenta programul meu electoral strict omodore și din atribuțiile constituționale ale președintelui Republicii Moldova, fiindcă nu suntem în cadrul alegerilor parlamentare și trebuie să ne dăm bine seama că un președinte nu este un fet frumos călare pe cal alb care vine să dea mâine pensii, salarii și așa mai departe. Scopul principal al programului meu electoral este necesitatea reunificării Republicii Moldova cu România și reșind din atribuțiile constituționale voi pleda pe dimensiunea internațională în conformitate cu articolul 86 al Constituției pentru promovarea ideii unirii pe toate meridianele globului, axa fiind București, Washington, Bruxelles. Există și un set de măsuri ce țin de identitate și revendicări istorice, legea lustrației, noua legislație lingvistică și așa mai departe. Voi acorda 1 milion de cetățenii concetățenilor, fraților noștri de peste Prut, pentru a putea schimba echilibrul balanței rezultatelor electorale. Pe dimensiunea economică voi investiga internațional, voi ordona investigarea internațională a furtului miliardului și voi pleda și voi depune proiectul de lege pentru dezofșorizarea sistemului financiar bancar. Voi pleda pentru remorcarea instituțiilor de drept din Republica Moldova de către cele din România și în acest sens invitarea în calitate de procuror și judecător a fraților de peste Prut este una relevantă. Desigur că există și alte puncte în programul meu electoral care vizează, de exemplu, Consiliul de Securitate Mixt cu atragerea experților internaționali din România, NATO și UE, nu doar a funcționarilor din Republica Moldova și, desigur că, pe dimensiunea economică e nevoie de depus un proiect de lege și voi face acest lucru pentru armonizarea sistemului de pensii și interzicerea pensiilor speciale în Republica Moldova, fiindcă avem pensii de sute de mii de lei care sunt primite de foști funcționari sovietici din bugetul public al Republicii Moldova. Noi vă mulțumim, doamna Guțu, vă mulțumim. Domnule Grosu, acum primele întrebări din cadrul celei de-a doua etape. Prima întrebare sună în felul următor. De ce atunci când vorbim despre candidatul partidului dumneavoastră, doamna Sandu, atunci când a fost ministru, nu a avut ieșiri publice și nu a făcut presiuni pentru anchetarea furtului de la Banca de Economii? Cerem scuze. Doamna Sandu a avut o poziție tranșantă în cadrul guvernului privind problema în sectorul bancar. Drept dovadă este și insistența dumneiei de a fi publicate stenogramele la ambele ședințe ale guvernului, acele ședințe secrete, care ulterior au fost desecretizate. Una a fost desecretizată și publicată de domnul Filip, în care se vede foarte bine care a fost unica poziție, unicul membru al guvernului care a avut curajul să spună foarte clar care sunt problemele din sistem. Și asta vorbim de a doua ședință. Noi așteptăm cu nerăbdare și prima stenogramă, a primii ședințe atunci când a fost acordat această garanție, înainte ca Banca Națională să introducă administrarea. Deci doamna Sandu a avut toată tăria și a menționat de fiecare dată. Dumnezeu a demonstrat cu lux de amănunt că în cadrul Ministerului Educației, sectorului care l-a avut în subordine, a făcut reforme, a fost tranșantă și de fiecare dată a avut o poziție distinctă, o opinie distinctă în cadrul executivului. De ce? Atunci când avea acest și exercita acest mandat de ministru al educației, nu a atacat și de fapt a fost destul de loială cu reprezentanții Partidului Democrat și cu liderul acestuia, cel puțin din umbră, domnul Plahotniuc. Ba nu, ați auzit probabil despre discuția care a avut loc între doamna Sandu și domnul Leancă, când domnul Leancă i-ar fi spus să fie mai atent atunci când aduce critici domnului Plahotniuc.
Asta a fost și dovada faptului că încă de pe atunci pozițiile noastre erau foarte dure. Vă aduc aminte, pot acum să spun, chiar și atunci când discutam codul educației, nu erau cei mai vehemenți critici ai noștri Partidul Comuniștilor, spre exemplu, da? Sau Partidul Socialiști. Credeți-mă, au fost destui din Partidul Democrat care au spus, spre exemplu, domnule, sintagma, limba română să fie scoasă din cod. Că nu cumva să faceți concursuri pentru directori, pentru toți directorii. Și toate astea veneau din partea Partidului Democrat. Deci, ei a fost foarte sigur pozițiile sale și a spus foarte ferm. Ori adoptați codul educației, altfel nu în forma în care noi am propus, ori nu, noi nu cedăm. Spuneți-ne, vă rog, veșnica problemă discutată în ultimul timp în instituțiile mediatice este recuperarea miliardului. Ce propuneți dumneavoastră la acest capitol? Noi avem o soluție foarte clară, foarte simplă și noi am făcut un demers în sensul ăsta. Primul lucru care trebuie să-l știm noi toți, cetățenii noștri, către cine au fost canalizați acești bani, da? Banca Națională, Ministerul Economiei, apropo, condus de Partidul Democrat, a venit cu o argumentare că în primul rând trebuie să acopere cheltuielile, pierderile, da, deponenților persoane fizice. Ei, și ulterior persoane juridice și agenții economice, așa mai departe. Ei, noi vrem să vedem, și am adresat Băncii Naționale un demers, vrem să vedem cine sunt aceste persoane fizice, persoane juridice, pardon, și în special cele 3-4 bănci care din prima garanție au beneficiat masiv. Deci noi trebuie să știm care sunt eroii, pentru că au fost 3 zile, acum ulterior cu toți am aflat, au fost 3 zile în care n-a fost introdusă administrarea directă a Băncii Naționale ca să-și poartă răspunderea pentru gestiunea acestor resurse, timp în care câteva bănci, bine mersi, care stau pe foarte cunoscute la noi în țară, au beneficiat de infuzii financiare din partea Băncii Naționale. Deci noi trebuie să știm unii s-au dus banii, dacă Banca Națională a gestionat prost acest sistem, n-are decât să-și asume responsabilitatea și să plătească polițele și să vedem unde ajungem, pentru că suma ca atare din aceste 13-14 milioane, pardon, miliarde, cam pentru persoane fizice ajunge la 4-5. Întrebarea este către care alți agenți economici, bănci, întreprinderi au fost canalizate aceste resurse. Și atunci va fi foarte clar pentru ce noi ne asumăm responsabilitatea. Dacă categoric nu trebuie guvernul să pună această datorie pe seama cetățenilor, deci trebuie să fie găsite alte modalități, n-are decât Banca Națională să răspundă pentru ceea ce s-a întâmplat. Și desigur cei care au orchestrat tot acest furt trebuie să apară în fața justiției și să-și primească bine mersi, să nu stea la arest la domiciliu, da? Toți trebuie să stea la pușcărie, nu pentru unii să facă, să permită meeting-uri, să fie înregistrați în campanii electorale, fie ca persoane de încredere, astfel ca să găsească tot felul de tertipuri, numai să nu răspundă în fața legii. Deci ceea ce vedem noi acum, vedem o justiție selectivă, fum în ochi, pentru campania electorală, să ne spună, domnule, uite cât ce de feroce acum au devenit Partidul Democrat, având CNA-ul în subordine, având Procuratura Generală, având Banca Națională, având Ministerul Economiei, deci este blocul economic și de combatere a corupției, care au văzut toate aceste tranzacții, așa cum dumneavoastră nu le-ați văzut, așa nici eu nu le-am văzut, pentru că nu avem acces, este, mă rog, informații, pe atunci era informații cu caracter secret. Bine că a apărut raportul Kroll ulterior, și sub presiunea societății, domnul speaker a cedat și l-a făcut public. Deci cei vinoveți trebuie să-și poartă responsabilitatea. Ați pomenit ceva mai devreme și în prezentarea dumneavoastră despre reformarea procuraturii. Exact. De ce, ca membri ai guvernului, ați permis partajarea instituțiilor statului după criterii politice? Noi n-am permis partajarea guvernului, noi n-am avut coloratură politică, noi n-am fost membri, nici eu, nici doamna Sandu, n-am fost membri a PLDM-ului, noi ne-am făcut meseria în sectorul în care ne-a fost încredințat. Și credeți-mă, am fi dorit să facem mult mai multe decât a fost posibil, dar vorba aceea, să vină alții și să facă mai multe și noi o să-i susținem și o să-i aplaudăm. Noi vă mulțumim. Domnule Bolea, spuneți-ne, vă rog, noul președinte, în cazul Partidului Socialiștilor este vorba de domnul Dodon. Dacă ajunge în fruntea țării,
se va merge pe ideea de dizolvare a Parlamentului? Cu certitudine da. Cu certitudine da și vreau să vă explic de ce. Vă rog. În primul rând, aceste alegeri prezidențiale de către întreg poporul, ele au fost cedate de către guvernare în urma unor presiuni asupra guvernării și în urma unor proteste stradale. Cetățenii au obținut acest drept, nu le-a fost dat, ei au obținut acest drept. Și noi atunci când efectuam inclusiv și cu alți parteneri de proteste acele presiuni asupra guvernării, noi am vorbit despre două lucruri, două scopuri, două ținte care trebuie să le atingem. În primul rând este vorba despre alegeri prezidențiale de către întreg poporul și a doua este dizolvarea Parlamentului. De ce noi plădăm pentru dizolvarea Parlamentului? În urma alegerilor parlamentare din 2014, în Parlament au venit sau au acces 5 partide politice. Ori astăzi, acest Parlament nu reprezintă voința poporului, voința alegătorului care el și-a exprimat-o în data de în 2014, la alegerile parlamentare. Astăzi noi avem peste 30 de deputați care sunt, se declară independenți, neafiliați și așa mai departe. Deci, noi constatăm că această instituție, instituția Parlamentului, este capturată. Și de aceea, pentru a reveni la un parlament care să reprezinte într-adevăr voința poporului, acest parlament trebuie să fie dizolvat. Și cu certitudine vreau să vă spun că imediat după alegerile prezidențiale vom lucra pentru a atinge acest deziderat. De fapt, este un deziderat a poporului. Domnule Bolea, vroiam de fapt să vă mai întreb, care vor fi relațiile noastre cu vecinii? Vor fi relații bune. Deci, în primul și în primul rând, dacă să vorbim despre politica externă, președintele este acea persoană care duce, stabilește relațiile externe. Și în acest sens, domnul Dodon și are ca scop, în primul rând, stabilirea relațiilor, acelor relații de parteneriat strategici pe care noi trebuie să le avem cu Federația Rusă. În ce sens de vecini, statul român, Ucraina, evident că și aici trebuie să punem unele puncte, da, în relațiile noastre. Dacă să vorbim despre România, domnul Dodon a spus că una din vizitele în calitate de președinte a țării o va face și la București. La București pentru ce? Pentru a întreba pe domnul Iohannis, președintele României, care este atitudinea lui față de Republica Moldova și dacă el susține acele idei unioniste care duc de fapt la lichidarea Republicii Moldova ca și stat, dacă dumnealui ca și prima persoană din stat, din România, susține aceste idei unioniste. De fapt, vreau să vă spun, România a fost una din primele țări care a recunoscut Republica Moldova ca și stat independent. Ori astăzi sunt în România pe unele cercuri politice care promovează această idee și, de fapt, această idee este una ostilă Republicii Moldova. De aceea relațiile consider că vor fi bune, însă trebuie pus punct unor speculări pe acest, în acest sens. Domnule Bolea, se urmează să fie scoasă în afara legii unionismul? Noi am pledat, pledăm și vom pleda pentru scoaterea în afara legii a oricăror idei care duc la lichidarea statului. Ori în Constituție la noi este prescris că toate ideile sau partidele politice care pledează pentru lichidarea Republicii Moldova sunt în afara legii. Actualmente legea cadru nu este desfășurată în acest sens până la urmă și noi am înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede inclusiv scoaterea în afara legii a organizațiilor social-politice care pledează pentru lichidarea Republicii Moldova ca stat prin unirea indiferent cu o țară din est, din vest sau din altă parte. Ori în toate constituțiile
în toate constituțiile a țărilor de pe glob pământesc, o să vedeți că independența este o clauză eternă, da? Acea vacă sacră de care nu trebuie să te atingi. Și în acest sens, noi independența trebuie să o protejăm, suntem independenți, avem 25 de ani de independență și să fortificăm statul Republica Moldova. Spuneți-ne, vă rog, dumneavoastră, reprezentanții Partidului Socialiștilor au înaintat mai multe moțiuni de cenzură, inclusiv s-au împotrivit promulgării acestei decizii din partea președintelui de a pune pe povară fiecare dintre noi acest miliard furat. Care este viziunea Partidului Socialiștilor raportată la această problemă? Viziunea noastră este următoarea. Cetățenii nu trebuie să întoarcă acele miliarde care le-au fost furate. Trebuie să le întoarcă acele persoane care au beneficiat și care au furat, propriu zis, din rezervele valutare ale țării, aceste miliarde. Ori ați văzut că noi, pe parcursul desfășurării acestei operațiuni, noi permanent ne-am opus rezistență. Începând cu 2013, când în fric permanent am stat la Banca Națională și strigam în gura mare că Drăguțanu trebuie să fie dimis, atunci când acest miliard a fost pus pe seama cetățenilor, acum am mers la Curtea Constituțională, am blocat tribunile Parlamentului. Ori dacă nouă nu o să ne reușească prin aceste metode, eu cred că după alegeri va fi necesar să organizăm un referendum. Eu cred că să cheltui 60-80 milioane de lei pentru referendum este mult mai ieftin decât să întorci 25 de miliarde. Vă mulțumim pentru aceste răspunsuri, doamna Guțu. Spuneți-mi, vă rog, spuneați ceva mai devreme că veți folosi toate atribuțiile constituționale pentru a promova unirea Republicii Moldova cu România pe toate meridianele globului. Apare o întrebare firească. Cum veți colabora cu celelalte partide care se declară a fi unioniste în Republica Moldova? Și aici, evident, am în vedere PL-ul, PNL-ul, care împărtășesc cel puțin această doctrină despre care vorbiți acum dumneavoastră. Nu participăm la alegeri parlamentare, suntem pentru un scrutin prezidențial și este vorba de personalități care vor accede în această funcție și având funcția de președinte al Republicii Moldova, având un cabinet de consilieri, mă voi preocupa de această politică externă și voi promova ideea unirii Republicii Moldova cu România. Mă voi întâlni cu omologii mei din Uniunea Sterilor, Uniunii Europene, din Nord America și desigur că voi pune pe tapet această problemă. Nu se pune problema colaborării cu partidele, fiindcă știm că un lider de partid, dacă accede în funcția de președinte, trebuie să se dezică de funcția sa de lider în acel partid, cel puțin pentru perioada mandatului pe 4 ani. Spuneați și în comunicatul sau în acest cuvânt atunci când v-ați lansat în campanie electorală că veți opta pentru o justiție corectă și DNA-ul ar fi o soluție la acest capitol. Apare o întrebare. În Republica Moldova nu există forțe suficiente și destul de bine puse la punct ca să facă ordine? Avem nevoie de DNA-ul? Da, avem nevoie de experiența DNA-ului, fiindcă după ce România a aderat la UE în 2007, lupta cu corupția a luat o mare amploare și, de fapt, dacă vom compara situația din România cu cea din Republica Moldova, vom vedea că în România sunt miniștri, foști deputați, oameni înalt puși care stau la închisoare și au fost instrumentate dosare de mare corupție împotriva lor, pe când la noi nu avem decât un singur dosar răsunător pe marginea furtului miliardului, dar, din păcate, alte persoane care figurează în raportul internațional cu rol, partea 1, partea 2, stau bine mersi la libertate și nu se întâmplă nimic. De aceea există suspiciunea că, poate că nu există, poate și sunt procurori, dar nu sunt suficient de curajoși. Și acest curaj le lipsește din ce cauză? Fiindcă probabil justiția este subordonată partinic, nu zic politic, partinic, nu este vorba de doctrină. Se teme, lumea se teme, frica este cea care a intrat în oasele oamenilor și mă refer și la funcționari și la cei care ocupă funcții diferite, posturi publice, dar și simplii cetățeni. Doamna Guțu, dumneavoastră aveți o poziție fermă, unirea. De fapt, apare o întrebare firească. Cetățenii României își doresc acest lucru? Da, desigur. Există mai multe sondaje anonime și în România și aici la noi. În România, undeva la 75-80% de cetățeni agrează ideea unirii cu Republica Moldova. În Republica Moldova, această cifră este în creștere, fiindcă există sondaje care ne vorbesc despre unioniști declarați, care își doresc unirea ieri, azi, acum și sunt un anumit procent care este foarte mare, în jur de 25-26, care își doresc acest lucru din motive economice, adică
adică pentru salarii mai mari, pentru pensii mai bune, pentru securitatea economică și socială a cetățeanului, pentru securitatea militară din regiune și așa mai departe. Și există mai mult de 17% care spun că nu se vor împotrivi actului Unirii Republicii Moldova cu România. Însumate, aceste procente dau mai mult de 50. Prin urmare, trendul unionist pe teritoriul Republicii Moldova este în creștere și îmi pare rău să-l contrazic pe domnul Bolea, dar asta este. Nu te poți opune curentul, unui curent foarte mare și care vine și din sursele noastre istorice și unui fapt care va fi inevitabil. Este inevitabil. Unirea este inevitabilă. Eu înțeleg reprezentanții celor două partide care sunt în studio, sunt proiecte stataliste care pledează pentru menținerea statalității Republicii Moldova. După 25 de ani de independență și suveranitate, ne-am dat bine seama că acest proiect a eșuat și nu din cauza că nu poate nu și-a dorit cineva, dar din cauza incapacității, în primul rând a elitelor politice, care au fost irresponsabili și s-au dovedit a fi cele mai corupte din regiune, fiindcă fostele noastre republici, așa zise surori, sunt deja în UE și vorbesc despre statele baltice. Resursa umană este pe zi ce trece tot mai puțină și mai puțină. Pentru un lucrător activ avem pe umerii săi mai mulți pensionari. Cine ne va plăti pensiile în statul independent Republica Moldova peste 5 ani? Nu vom avea cine să lucreze? România își dorește să-și ia aceste seturi de probleme? Ca să ne le soluționeze până la urmă? România înseamnă 22 de milioane de cetățeni. Republica Moldova suntem mai puțin de 3 milioane. Produsul intern brut al Republicii Moldova este mai mic decât produsul intern brut a unui județ din cele 41 din România. Vă imaginați capacitatea economică a Republicii Moldova, care de fapt este un stat guvernal rusesc. Avem foarte mulți funcționari, avem foarte multe instituții de stat. 60% din bugetul public se duc la întreținerea instituțiilor de stat centrale și locale. Ce facem noi cu acest stat funcționăresc? Pleacă toată lumea de aici. Cine să se revolte în stradă? Funcționarii niciodată nu vor ieși, fiindcă ei sunt puși în funcție de anumite partide sau sunt simpatizanți acelor partide. Și iată așa la noi funcționează statul Republica Moldova. Se schimbă un partid la putere, dă afară funcționarii precedenți, instaurează alți funcționari și atunci statul există pentru ce? Pentru stat? Statul trebuie să existe pentru oameni. Atâta timp cât statul Republica Moldova nu le-a dat oamenilor o calitate a vieții mai bună, nu a știut să-și performeze agricultura, n-a știut să atragă investiții, să-și repare infrastructura, să aibă drumuri de la sud la nordul Republicii. Noi nu avem drum național pe care se merge cu viteză maximă așa cum se merge în Europa. Deci cum vrem noi să vină această investiție dacă se teme de justiția din Republica Moldova, se teme că își va investi bani și nu va recupera această investiție. Prin urmare, suntem la marginea prăpastiei și ca stat independent, dacă ne dorim ca el să continue, vom avea experiențe pe încă vreo 200 de ani înainte. Doamna Guțu, vroiam să vă mai întreb, îmi permiteți să vă citez. Voi pune moratoriu asupra distincțiilor de stat și respectiv veți lucra la acest capitol. Vreau să vă întreb, considerați că au fost date prea multe distincții din partea șefului statului și unor persoane care nu le-au meritat? Există infografice care demonstrează acest lucru. Există și oameni care au meritat aceste distincții. Eu nu spun că nimeni nu le-a meritat. Dar eu cred că unii președinți care au fost în această funcție, președinții Republicii Moldova, au exagerat la acest capitol și au început să împrăște aceste distincții la stânga și la dreapta. Mai mult ca atât. Nu este un secret că unii președinți au lăsat influențați de anturajul lor și au mers aceste medalii la stânga și la dreapta fără să țină cont de meritocrație. Cel mai judicios ar fi să armonizăm sistemul nostru de distincții cu cel din România și pentru aceasta voi merge să discut cu președintele României, să ajungem la un consens și să dăm aceleași distincții din România aici pe teritoriul Republicii Moldova, dar celor mai buni, într-adevăr celor mai buni care merită. Există foarte mulți oameni care au muncit o viață și nu s-au ales nici măcar cu o gramotă de la Ministerul de Resort. Vă mulțumesc, doamna Guțu. Acum, la a treia etapă, după cum spuneam, pentru fiecare candidat din partea celorlalți, aveți posibilitatea să le acordați întrebări pe marginea platformei pe care le-a expus ceva mai devreme, dar și pe baza doctrinei pe care o împărtășește. Primul căruia îi veți adresa întrebări este domnul Grosu. Domnul Bolea, doamna Guțu, ce vă interesează sau pe care puncte mizați dumneavoastră că urmează a fi dezbătute în acest studio în seara respectivă? Mă interesează dacă PAS și cu platforma DA vor ajunge la un candidat unic la prezidențiale, fiindcă a fost anunțat și nu știm care este. Vă rog. Deci noi am avut o înțelegere cu acele trei formațiuni pentru a vedea care sunt șansele candidatului cu cele mai mari, cu cei mai mari șanse de a se confrunta în turul 2. Deci candidatul care nu doar va avea un rezultat bun la prima întrebare în turul 1, dar important este să poată
coaliza, se poate aduna voturile de la alți candidați incluși în competiție, pentru a se confrunta cu candidatul Partidului Socialist în turul 2. Unicul lucru, ca să zic așa, măsurabil, instrument măsurabil care ne poate ajuta în decizia noastră politică, sunt măsurătorile și noi am convenit asupra două măsurători efectuate din afara țării pentru a diminua subiectivismul și implicațiile unei formațiuni sau alteia. Am avut o măsurătoare desfășurată de AERAI, Institutul Republican Internațional. Zilele următoare va veni și a doua măsurătoare efectuată de colegii din Germania, care ne vor ajuta să luăm decizia finală. Reiterez ceea ce am spus prin declarația biroului politic de ieri, de azi dimineață, este că PAS înțelege foarte bine cât este de important să ne confruntăm, să oferim șansa candidatului care are mai multe șanse. De aceea noi ne vom ține de cuvânt și atunci, în situația în care vom vedea că un candidat are mai multe șanse și noi, asta nu este candidatul partidului nostru, noi vom lua o decizie respectivă. Dacă candidatul nostru va fi cel care va demonstra că poate aduna mai multe voturi, atunci asta va fi decizia și vom convinge, vom ieși cu un apel nu doar către partenerii noștri, dar și către partidele de opoziție, reale partide de opoziție, nu care se erijează așa în opoziție de conjunctură, să susțină, pentru că într-un final nu este beneficiul unui partid, este important ca prin acest scrutin să dăm o speranță cetățeanului nostru. Și aici dau dreptate ambilor colegi. Într-adevăr, gradul de disperare, ca zic așa, a cetățeanilor este mare. După 25 de ani, într-adevăr, grație neseriozității clasei politice și complacerii ei în tot felul de bătălii și împărțirea de sferi de influență, am ajuns unde am ajuns. Dar cetățenii merită o șansă și noi politicienii trebuie să le dăm. Alte întrebări, domnul Bolea? Da. Domnule Grosu, eu mă uit la cel slogan pe care dumneavoastră sau candidatul dumneavoastră la funcția de președinte l-a ales: înving sărăcie, înving corupție, înving oligarhie. De fapt, acest slogan mi-a amintit de sloganele vechi ale PLD-ului: Moldova fără sărăcie, Moldova fără corupție, Moldova fără oligarhi. Ori în toți acești 7 ani de zile cât această guvernare, inclusiv și doamna Maia Sandu, a fost în această echipă a guvernării, noi am devenit și mai săraci, și mai corupți, și cu mai mulți oligarhi care au furat din vestiria statului, de la fiecare cetățean în parte, aceste vestite miliarde. Spuneți, vă rog, cum veți învinge sărăcia, cum veți învinge corupția, cum veți învinge oligarhii atunci când, aflându-vă la guvernare, în acest guvern a oligarhilor, nu ați făcut un pas în a atinge aceste scopuri? Domnul Grosu, vă rog. Stimate coleg, vreau să vă amintesc că, și aici scuzați-mi lipsa probabil de modestie, unul din puținile ministeri care n-a fost pe placul nici comuniștilor, nici socialiștilor nici oamenilor din țară, în timpul guvernării noastre, pentru că tot timpul ați văzut în reformele noastre mai mult un pericol pentru electoratul noastră. Electorat care ușor, probabil, încă vă oferă posibilitatea să manipulați și să-l duceți pe altă pistă, să încercați să-l împărțiți între moldoveni, români, între cei care vor în est, în vest, ceea ce tot timpul a dizbinat și n-a unit. Ministerul Educației și doamna Maia Sandu, cât a fost ministru, a dat dovadă de curaj și a vorbit tranșant despre problemele care sunt din sistem, iar problemele care încercați să le plasați pe acești 7 ani de zile, estimate coleg, vin din perioada glorioasă a candidatului dumneavoastră de viceministru a economiei, ulterior de viceprim-ministru, în timp ce doamna
Greceanu era prim-ministru. Deci de acolo vin toate schemele legate și de importul de carne, de exportul de cereale, de pește. Au fost, din păcate, puse și instrumentate de coleg cu participarea șefului dumneavoastră. De ce? Și de aia noi vedem că promoția asta și de democrați și de socialiști este de fapt o promoție a Partidului Comunist. Deci nu o să vă reușească să puneți pe umerii unui ministru responsabilitatea pe tot ce s-a întâmplat în această țară. Noi am răspuns de sectorul nostru, sectorul educațional, n-am ascuns mizeriile din sistem și profesorii acum, la o distanță de câțiva ani de când am plecat de la minister, apreciază gestul ăsta, apreciază părinții copiii cărora au ajuns să ia locuri la buget la facultate, să-și ia nota care o merită, dar nu să o cumpere așa cum era, inclusiv pe timpul când colegul dumneavoastră era bine mersi cu decidenții politici, stătea foarte bine. Cum o să reușim noi lucrul ăsta? Foarte simplu. Deci trebuie să avem un președinte cu caracter, un președinte care n-a fost implicat în schemele corupționale, un președinte care nu va permite nici în ruptul capului Consiliului, cum se numește el, procurorilor, să înainteze un candidat la procuror general, asupra căruia măcar o brumă de suspiciune să existe că care avea probleme de integritate. Nici un judecător nu o să treacă recomandat de forul judecătorilor și de fiecare dată când cineva va încerca să promoveze o lege sau să mimeze opoziție așa numită în Parlament vis-a-vis de Partidul Democrat, care uneori se vede în comportamentul socialiștilor, va ieși în public, va apela la popor, va organiza, va propune desfășurarea de plebiscit, atunci când va fi nevoie, va fi o voce a cetățenilor și nu o piesă într-un puzzle în care oligarhii trag sforile, iar noi cu cetățenii plătim pentru toate polițele pe care ele ne le prezintă. Vă mulțumim, domnule Grosu. Acum, întrebări pentru domnul Bolea, doamna Guțu, domnul Grosu, întrebări pentru reprezentantul Partidului Socialiștilor, vă rog. Câte o întrebare, da? Și câte două, să ne încadrăm în cele 6 minute. Avem 6, okay. Domnule Bolea, am vrut să vă întreb care va fi prima vizită a viitorul dumneavoastră președinte în caz dacă își atribuie acest mandat de președinte al Republicii Moldova peste hotarele Republicii Moldova. Cum și-a declarat domnul Dodon, prima vizită o va face la Moscova. De ce? Deoarece pe această dimensiune noi avem probleme. Noi avem probleme economice. Trebuie să deschidem piața Federației Ruse. Noi avem probleme cu migranții noștri, care sunt peste 700.000, care lucrează în Federația Rusă. Și până acum nu avem niciun acord cu Federația Rusă privind recunoașterea pensiilor sau acelor drepturi sociale pe care trebuie să fie garantat cetățenilor noștri care lucrează acolo. 700.000 de cetățeni mâine poimâine vor îmbătrâni, vor veni în Republica Moldova și vor cere pensii. Ori plătind acele drepturi sociale și neavând acord bilateral cu Federația Rusă, noi nu vom putea sau ei nu vor putea beneficia de acele impozite, inclusiv sociale, inclusiv impozite pe pensii, care ei le-au plătit și le plătesc acolo în Federația Rusă. Acestea sunt următoarea vizită pe care o va întreprinde viitorul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi la Bruxelles. I-a promis și ambasadorului Uniunii Europene Pirca Tapiola că o va face la Bruxelles și pe unele din următoare vizite după aceasta vor fi la vecini, Ucraina și în România. Domnule Bule, atunci când spuneți că sunt 700.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care muncesc în Rusia, dumneavoastră vă dați bine seama că cifra este exagerată, fiindcă mai mult de jumătate, 500.000 sunt deja stabiliți în nordul Rusiei, cu tot cu familie și nu se vor întoarce niciodată aici în Republica Moldova. Și am vrut să vă întreb din această perspectivă, pe lângă remitențele care vin de la cetățenii noștri care lucrează în Rusia, la ce volum se cifrează investiția rusească în Republica Moldova pentru ultimii 2 ani?
în economia Republicii Moldova? Mă refer, infrastructură, drumuri, grădinițe, școli și așa mai departe. Deci, în primul am rând, avut noi bani rusești în ultimii doi ani? În primul rând, noi când vorbim despre acele 700.000 de cetățeni de noștri care sunt și muncesc în Federația Rusă, noi apelăm la statisticile oficiale. Nu statistici anonime sau ceva de genul ăsta. Sunt statisticile oficiale a Biroului Migrațional a Federației Rusă atunci când cetățenii noștri traversează hotarele Federației Rusă, ei sunt înregistrați și de aceea cu certitudine vorbim despre această cifră. În ce ține de relansarea economiei sau acele investiții rusești, să mă credeți că ele sunt, dumneavoastră pur și simplu nu le vedeți. Da, evident că noi vrem ca aceste investiții să fie mai mari, să fie investiții masive, dar dați să vorbim din altă perspectivă. De câte ori conducerea de vârf a Republicii Moldova a fost la Moscova cu propuneri clare, concrete, privind relansarea sau intensificarea acelor relații economice cu Federația. Eu vreau să spun că s-au camperindat aceste întâlniri, inclusiv și Rogozin vine cu oarecare foaie de parcurs. Rogozin este membru a Guvernului Federației Ruse, care da, și este responsabil pentru Comitetul Bilateral Economic, Comitetul Bilateral Economic Republica Moldova Federația Rusă. Să mă credeți că cel puțin cetățenii noștri care locuiesc în regiunile din stânga Nistrului, dar chiar și aici în Republica Moldova simt inclusiv acele investiții pe care le face Federația Rusă în infrastructura socială. Ceea ce ați spus dumneavoastră este tocmai asta confirmă ideea că Rusia susține regimul separatist de la Tiraspol, fiindcă acolo sunt investiții pentru grădinițe, instituții școlare și acolo cetățenii nu plătesc gazele și datoriile pentru aceste gaze naturale vin pe umerii cetățenilor Republicii Moldova. Asta dumneavoastră o spuneți. Cetățenii plătesc acele facturi pe care le primesc. În ce ține de relațiile cu Federația Rusă, trebuie și dumneavoastră să recunoașteți că, într-adevăr, ultimii ani ele au fost stricate și nu au devenit, mă rog, sunt în declin și nu din cauza că Federația Rusă nu își dorește o deschidere față de Republica Moldova. Pur și simplu, conducerea Republicii Moldova în toți acești ani a făcut tot din adins sufletul ca să strice aceste relații care noi le-am avut, relații de prietenie și am avut de câștigat și economia țării și cetățenii în ansamblu. Pot să intervin doar cu o referință. Voronin, când a venit la putere în 2001, totuși imagina că va soluționa problema transnistreană într-o singură noapte, apoi a fost oprit la Bender pentru a nu-i permite să treacă la mormântul mamei sale și tot el își imagina că va restarta relațiile cu Federația Rusă, după care tot el le-a stricat atunci când a renunțat, a refuzat planul Cozac. Dumneavoastră propuneți federalizarea Republicii Moldova. Din această perspectivă vreți îmbunătățiți? 20 secunde mai aveți, domnul Bolea. Permanent vorbiți despre trecut. Noi vorbim despre viitor. Ori Moldova, după părerile noastre, are viitor. Ceea ce dumneavoastră n-au vedeți. Ca un stat independent. Prin unirea Republicii Moldova cu România. Dumneavoastră vedeți viitorul României, nu Republicii Moldova. Domnul Grosu. Eu am o întrebare foarte, hai zic așa, foarte foarte scurt ca practic, să reușească și domnul noi, Bolea să răspundă. Ironia sorții este că partidele de centru-dreapta din România sunt mai sărace decât partidele stânga. Deci s-ar părea că cei de stânga, de fapt, îi reprezintă pe cei săraci, nevoiași și așa mai departe. Paradoxul este că ultimul raport al dumneavoastră arată că sunteți foarte bogați. Și noi am dedus din raportul dumneavoastră că un membru al dumneavoastră, care e profilul unui pensionar sau unui muncitor, plătește 2300 de lei cotizații pe an. Spuneți-mi, vă rog, de unde găsiți așa membrii bine scurt, mersi? Domnul Bolea. 20. Ei sunt toți membri și cetățenii Republicii Moldova. Fiecare lucrează, are veniturile sale și în măsura posibilităților susține partidul, inclusiv și prin cotizații. Cred că nu au, nu știu, nu păi întâlnesc chiar așa. Noi nu avem pensionari, numai pensionari în partid, noi avem și muncitori și alte persoane care au jobul său. Vă mulțumim. Întrebări pentru doamna Guțu. Vă rog, domnul Grosu, domnul Bolea. Stimată doamnă, întrebarea mea
Am de fapt două întrebări, dacă îmi permiteți, am să încep. Haideți să luăm câte una. Câte una, ok. În viziunea noastră, diferendul transnistrean, din perspectiva abordării partidului și a noastră ca, în calitate de candidat, cum o vedeți noastră în conjunctura, soluționarea în conjunctura actuală? Deci, dacă mergem pe filiera alegerilor prezidențiale, programul meu electoral am scris că îmi propun să stopez transnistrizarea Republicii Moldova, fiindcă din cauza cederilor excesive care s-au făcut în cadrul formatului de negocieri 5+2 și care din perspectiva noastră este un format incorrect după 25 de ani sau 24 de ani de la izbucnirea acelui conflict, el trebuie schimbat. Această stopare a transnistrizării trebuie să fie însoțită și de modificarea formatului. Modificarea formatului ar însemna, în primul rând, denunțarea sau rezilierea acordului Snegur-Yeltsin, prin care în partea stângă a Nistrului staționează armata 14 și prin care forțele pacificatoare sunt constituite din militari ruși, care au fost parte la conflictul beligerant cu Transnistria, și pacificatori din partea Republicii Moldova. Această misiune trebuie să fie înlocuită cu una internațională civilă. Aceasta este poziția și a mea personală, dar și a partidului. În al doilea rând, partea cea din stânga Nistrului, administrația separatistă, nu trebuie să fie parte de negociere în acest format. De ce partea separatistă trebuie să fie parte de negociere și să ne formuleze diferite, de exemplu, solicitări. Recunoașteți diplomele noastre care nu sunt în trend cu procesul Bologna sau dați-le voie mașinilor noastre plăcuțe de înmatriculare în stânga Nistrului să circule în țările UE. De ce? De dragul cui trebuie să facem noi aceste cederi? Ce primește Republica Moldova în schimb? Acum, eu cred că situația se va schimba odată cu schimbarea și perindarea la putere a reprezentanților șerifului, care este un conglomerat de întreprinderi și firme și care au interese economice și care exportă în țările Uniunii Europene. Deci noi vom vedea schimbarea acestui discurs. Deja rămâne de văzut care va fi rolul Rusiei, fiindcă am impresia că Rusia totuși scapă de sub control această zonă separatistă, este ocupată în Siria și va fi preocupată și de alte probleme. Asta din perspectiva mandatului prezidențial. Pe viitor, noi desigur că în conformitate cu programul nostru politic, noi pledăm pentru reunificarea în actualele teritorii, nu trebuie să cedăm nicio palmă de pământ, iar acest conflict va deveni parte a unui proces îndelungat de negocieri între România, deja reîntregită, Rusia pe de altă parte și cu participarea actorilor internaționali, mă refer la NATO, UE și Statele Unite, OSCE și așa mai departe. Domnul Bolea, domnul Gros. Am o întrebare. Spuneți, vă rog, dumneavoastră vorbiți despre proiectul Unirii. Orice proiect de asemenea gen implică costuri. Exact. Spuneți, vă rog, dumneavoastră ați calculat și ați întrebat cetățenii Republicii Moldova cât simplu cetățean, cel mai sărac din Europa, va plăti pentru lichidarea statului Republica Moldova. Noi și așa trebuie să întoarcem anual 25, adică anual câte un miliard de lei, ca în 25 de ani să întoarcem acele miliarde furate. Primul decret pe care îl voi da va fi cel de abrogare acestei legi care a fost, de fapt, promulgată de președintele actual Timofte și voi investiga la nivel internațional furtul miliardului, dar și există și alt instrumentariu pentru restituirea banilor. Acești bani este datoria care trebuie să fie pe umerii băncii naționale. Acum, revenind la costurile Unirii, da, pe cetățeanul nostru nu-l va costa nimic, fiindcă eu pledez pentru crearea Fondului Unirii, care se cifrează la multe miliarde de euro pentru primii ani. Cine și aceste miliardele? În România, acum, gradul de absorpție a banilor europene este de 75%. 25% din acești bani sunt mai mult decât suficienți pentru ca în primii 3-4 ani să fie investiții foarte serioase în drumurile naționale, căile ferate, mărirea imediată a pensiilor și salariilor cetățenilor Republicii Moldova pentru a le aduce la nivelul celor din România. Și credeți-mă, există o cotropire din partea românilor. Este o raliere și o armonizare a calității vieții cetățenilor Republicii Moldova la calitatea vieții europene. Domnul Grosu. Eu vreau să întreb, doamna Guțu are mai mare experiență în politică și vede și a trecut prin mai multe, să zic așa, lecții care îi va permite să răspundă următoarea întrebare. Ce trebuie să facem noi, partidele de, hai zicem, de centru-dreapta pentru a fi mai uniți? Da? Pentru că noi ce observăm, stânga e mai
Mai puțin dispersat, cei din stânga și centru sunt mai uniți atunci când pun scheme și divalizează sistemul bancar, iar noi tot timpul rămânim Eu cred că noi trebuie să respectăm în primul rând și să ne dorim o adevărată societate democratică, cu mai multe partide pe stânga, cu mai multe partide pe centru-dreapta și pe dreapta, pentru ca cetățeanul să vadă o reală competiție între aceste partide și să aleagă cei mai buni, cei mai onești, cei care n-au fost implicați în scheme de devalizare a bugetului public. Ori noi știm foarte bine de unde vin liderii Partidului Socialiștilor, s-au desprins de la comuniști, au fost și funcționari de stat, au fost implicați în scheme de, cu carne, pește și așa mai departe, care ulterior au fost preluate și de alte persoane. Există aceste experiențe, de aceea nu cred că sfatul meu pentru aceste partide ar conta prea mult. Trebuie să învingă cel mai bun și probabil că trebuie să învățăm să lucrăm în echipă, ceea ce lipsește elitelor, a lipsit cel puțin până în prezent elitelor politice, iar liderii politici să fie responsabili pentru interesul cetățeanului. Business-ul cu statul este flagelul care ne-a omorât în acești 25 de ani. Fiecare președinte care s-a prindat la conducerea Republicii Moldova, foarte mulți miniștri și așa mai departe, s-au ales după aia cu averi impresionante. Chiar așa cum sunt miniștri care au contracte licitate cu statul, se cifrează la sute de milioane de lei. De ce astfel de oameni stau în posturi de miniștri? Nu, ele justifică, dar sunt firmele familiilor lor care au făcut business cu statul. De ce Republica Moldova se va bălăci foarte mult în această incoerență funcționărească și greutate, povară instituțională, dacă noi nu ne vom uni cu România și nu vom armoniza structura teritorială administrativă. Noi avem 32 de raioane. Ce să facem noi cu atâția funcționari? Președinți de raioane, vicepreședinți, cu mașini la scară, cu instituții care trebuie întreținute, cu nimic afacere prin birouri. Eu am văzut chestiile astea. Și oamenii niciodată nu își pot face dreptate la nivel local. Descentralizarea puterii. Și asta poate surveni doar în cadrul unei țări mari, puternice, cu o creștere economică substanțială, anuală. Acesta este viitorul nostru. Domnilor invitați, regia ne anunță că timpul acordat pentru această dezbatere, cu părere de rău, s-a scurs mult prea repede. Noi vă mulțumim pentru participarea la această dezbatere electorală. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, o seară bună în continuare. Pe curând!